Bine ați venit la Armonii Pascale, un eveniment drag sufletului nostru. E un eveniment de tradiție de acum, dacă anul trecut am avut un spectacol de muzică și poezie, anul acesta avem pricesne, cântece religioase și avem alături de noi pe cei de la corul Cântec Sfânt. Ne aplaudăm și din sunt colaboratorii noștri mai vechi în această formulă, dar și cu cei de la corul Tagma, care au fost de 1 decembrie alături de noi. Așa că astăzi vă rog să-i aplaudăm. Îl așteptăm și părintele de la Paci, Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare vă dorește sărbători tihnite și luminate. Mulțumim Consiliului Județean încă o dată pentru sprijinul acordat în organizarea astfel de manifestări. Bună seara și bine ați venit la un eveniment care, într-un fel sau altul, din punctul meu de vedere, este un deschizător, un deschizător spre meditație și așa cum știm cu toții, începând de mâine, ca să spunem așa, intrăm într-o perioadă mai meditativă, mai contemplativă, tristă, spunem noi, pentru că luăm pas cu pas și memorăm și rememorăm și comemorăm patimile Mântuitorului Iisus Hristos. Noi, corul Cântec Sfânt, de la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, gară, acolo unde mulți dintre dumneavoastră știți prea bine, îl găsim pe Părintele Gheorghiță Mocanu, care ne este foarte drag tuturor și căruia public astăzi, împreună cu tot corul, vreau să-i urez și la mulți ani pentru ziua Numelui și împreună cu dumneavoastră toate gândurile să ajungă la Sfinția sa. Noi acolo, ajutați și de câțiva colegi de la alte biserici, parohii din oraș, cărora le mulțumesc din suflet pentru că au venit, am pregătit un moment muzical, un moment de deschidere, cumva, la spectacolul organizat de Centrul de Artă și Cultură Carme Seculare, prin invitația pe care a făcut-o Părintelui Cristian Pomohace aici, la Piatra Neamț. Și este un lucru extraordinar că vine Părintele aici, l-a încântat cu acele pricesne atât de drag sufletului nostru creștinesc. Și suntem onorați că am fost invitați să facem această deschidere. Am pregătit un repertoriu coral. Noi cântăm pe 4 voci. Poate mulți dintre dumneavoastră aveți o cultură neapărat expresivă a ceea ce înseamnă tehnic un cor. Și de multe ori mi s-a spus, domnule, de ce cântați? Unul cântă acolo ceva, celălalt cântă altceva. Dar corul pe patru voci înseamnă armonie. Corul pe voci înseamnă o simbioză a mai multor voci care se adună într-o singură simfonie vocală. Și nu este ușor, vă spun, acești oameni de aici, noi suntem un cor amator, nu suntem profesioniști. Și chiar dacă nu suntem profesioniști, lucrăm cu foarte mult suflet și ne bucurăm de o simpatie enormă aici, în Piatra Neamț, în primul rând datorită dumneavoastră, celor care veniți duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare la bisericile la care noi slujim și ne oferiți atâta căldură și atâta curaj pe care noi avem nevoie ca să stăm acolo în picioare și să cântăm de dimineață până la amiază cât ține Sfânta Liturghie. Și corul pe patru voci, la început, s-a cântat mai mult în apus, în biserica de apus, biserica Romei, Biserica Catolică, iar apoi, cu binecuvântarea episcopilor și a patriarhilor din zona Ortodoxiei, au început să se cânte și la noi, în special în zona Rusiei. De aceea, noi am pregătit un repertoriu divers. Vreo 2-3 piese sunt de repertoriu coral rus, ceea ce este ceva monumental, vă spun, de ce m-am îndrăgostit de muzică corală rusă. Și de fiecare dată când o ascult pe internet, sunt fascinat și simt exact acea muzică, are o putere așa vindecătoare. Dar apoi mai este și muzica cu
corală care are influență grecească, pentru că cei din Biserica Ortodoxă Română au mers mână în mână cu Biserica Ortodoxă Greacă și în ceea ce privește muzica, prin specificul muzicii psaltice, care la noi se bucură și astăzi de o popularitate foarte mare, de aceea sunt biserici cu specific de muzică psaltică. Este o muzică monofonică, se cântă pe o singură voce și o muzică foarte melodioasă, care dă libertate interpretului. În general, sunt acei protopsalți, care sunt cumva vedetele corului psaltic și ei au acele voci extraordinare care urcă câte două, trei game, coboară câte două, trei game și execută niște piese foarte grele, niște piese frumoase. Și aceste piese au fost adaptate la corul pe voci și unele dintre ele le-am luat și noi în repertoriul nostru. De aceea, vă invităm efectiv să luați parte nu neapărat la un concert de cântări corale, ci la o diversitate. Există o diversitate și prin faptul că în repertoriul nostru avem piese care sunt specifice atât perioadei postului mare, și am să vă spun un lucru pe care unii dintre dumneavoastră poate l-ați neglijat, dar postul mare practic se până astăzi, practic până mâine, noi desprindem săptămâna patimilor, care este ruptă din postul mare, de aceea în săptămâna patimilor avem o altă frecvență de mers la biserică, rugăciunea este mult mai intensă, meditația la patimile Mântuitorului ne face mult mai sensibil. De aceea am să vă sugerez și am să vă recomand, nu neapărat de la mine, ci ca și om al bisericii, ca această săptămână să o petrecem mai desprinși de tot ceea ce înseamnă lumesc și cotidian, pentru a ne bucura cu tot sufletul de venirea sărbătorilor pascale. Și ajungând la acest termen de pascal, mă apropii deci de ceea ce înseamnă pascal, adică Paști, și trecând puțin peste perioada aceasta a postului și a patimilor, am pregătit și una, două piese care fac parte din repertoriul pascal pentru a prinde și acest moment în programul nostru. De aceea, cuvântul care eu l-aș descrie pentru prezentarea noastră este acela de diversitate și pe parcurs aceste piese le voi prezenta pe fiecare parte pentru ca dumneavoastră să identificați fiecare specific al piesei în parte. Voi începe întâi prin a prezenta corul nostru, în două, trei cuvinte. Acest cor s-a înființat în anul 2003, atunci când eu am venit în Piatra Neamț Cântăreț la Biserica de la Gară și în toamna anului 2003, împreună cu vreo 4-5 oameni de suflet, am început acest cor. L-a început să cânta pe trei voci egale și după aceea, când au început oamenii să se adune, am mai separat o voce și am făcut și a patra voce pentru a avea specificul de 4 voci. În corul meu am oameni de toate vârstele și de toate profesiile. De la pensionar până la elev, am ingineri, am profesori, am cadre didactice, am juriști, am oameni care sunt ocupați și preocupați de diverse meserii, merg la serviciu, de multe ori unii dintre ei vin la repetiție de rar, merg la serviciu în salopeta de lucru, poate unii dintre ei încă nu s-au spălat pe mâini de truda care au suferit-o într-o zi de lucru și vin cu dragoste, vin cu sufletul acolo să cânte lui Dumnezeu și, bineînțeles, să cânte dumneavoastră. Noi, practic, ceea ce facem, facem o slujbă. Slujba asta înseamnă serviciu. Adică noi suntem între dumneavoastră și Divinitate. De multe ori, poate noi singuri, venind în biserică, nu reușim să ne sensibilizăm atât de mult, încât să ne mutăm repede pe frecvența comunicării cu Dumnezeu. Acela este rolul nostru. Noi vă așteptăm în biserică și prin cântarea noastră, prin armonia pe care o facem cu corul nostru, încercăm să facem pentru dumneavoastră acei pași, acei pași mai rapizi pentru a vă conecta mai rapid la Divinitate, la rugăciune. Voi începe cu o piesă, noi spunem o piesă pentru că suntem la un concert muzical, dar eu o să-i spun o rugăciune. Din punctul meu de vedere, toate sunt rugăciuni. Majoritatea pieselor muzicale din repertoriul bisericesc sunt inspirate din Sfânta Scriptură. Sunt psalmi, unii dintre ei, altele sunt evanghelii, fragmente din evanghelii. Vom avea și astăzi, spre sfârșitul acestui moment al nostru, o piesă care este inspirată din Evanghelia, care s-a citit la slujba de astăzi dimineață.
și ați auzit Sfânta Evanghelie de la o treime, adică acea de dimineață, sunt două Evanghelii, aceea care scoate Părintele în mijlocul bisericii și aceea care o zice mai la sfârșit. Noi avem Evanghelia care a scos-o Părintele în mijlocul bisericii, într-o piesă muzicală de aici. Și prima piesă cu care voi începe este rugăciunea Tatăl nostru, căci așa se cuvine să începem orice, orice în viața noastră, indiferent că este serviciu, că este zi, că este noapte, că este un drum, o călătorie. Și acest eveniment, consider, mai ales că acest eveniment se bazează foarte mult pe prezența unui preot în mijlocul nostru, este de datoria noastră ca să facem rugăciunea aceasta, Tatăl nostru. Și noi o să facem cântată. Este o rugăciune extraordinară pentru faptul că ea este compusă de muzica de această rugăciune este compusă de Marele Ciprian Părumbescu, compozitorul nostru român, și moldovean, sucevean, și mă bucur că începem cu această piesă. Dar aici, paradoxal, aceasta,
această mulțime de cămara, de fapt, se referă la suflet și îndemnul acestei cântări, cămara ta, este de aceea de a privi interiorul nostru, de a vedea ce mai avem acolo și că ar fi timpul să facem puțin orb. Thank you.
aceea e un termen, ori de sec ar părea acest Doamne, Doamne, să-L spun, să-L spunem, că poate din obișnuință, acest Doamne, Doamne, de la nivelul buzelor, va coborâ ori în inima noastră, ori va rămâne în mintea noastră și la un moment de răscruce, la un moment de greutate, va veni în ajutorul nostru. Așa că, Doamne, Doamne, ajută-ne.
dacă am încercat să trecem peste un pom și avem numai cele două capete? Așa este și acest post. Acest post este ca un pom. Mulți dintre noi, datorită tehnologiei, am văzut acel GIF, acel filmuleț, cu acei omuleți care mergeau cu crucea în spate și au ajuns toți la acea prăpastă. Unuia dintre ei le s-a părut prea grea și a mai scurtat. În momentul în care au ajuns la acea prăpastă, toți ceilalți și-au dat seama că distanța dintre cele două maluri este exact lungimea crucii pe care o purtau toți. Și și-au așezat crucea și au trecut peste cruce și au trecut de partea cealaltă a prăpastiei. Însă acela care și-a scurtat crucea și-a mai aranjat-o după cum i-a venit lui mine, a rămas pe malul acesta și n-a putut să treacă dincolo. Pentru că crucea sa nu se mai potrivea cu prăpastia de acolo. Crucea, noi o sărbătorim în activitate exact la mijlocul postului. Duminica a treia din post este Duminica Crucii. Și de ce este așezată chiar atunci, la mijloc? Pentru că o încuraja. Atunci când suntem la mijlocul postului și zicem, Doamne, nu mai pot, soțul nu postește, copilul la școală fac mâncare și n-am trebuit să. Avem această duminică să ne ducem aminte că altcineva, om ca și noi, a suferit mult mai multe. Noi suntem creștini, modern. Atâta suferință, poate sunt și alți creștini în lume, sunt creștini din Siria, sau creștini din Egipt, sau în țările arabe care sunt deja mucenici. Aceasta este o nouă eră de mucenici, în care sunt omorâți pentru numele lui Hristos. Unii chiar răstigniți. De aceea, crucea este un simbol de apuntire, dar mai ales de încurajare pentru noi creștini. Și trebuie să o privim ca pe un ajutor. Crucii tale, din chiar și Sfânta Învierită, poți găbi.
să echilibrez puțin balanța acestui repertoriu, am ales și o piesă din acus, cum spunem noi. Este o piesă pe care mulți dintre noi am auzit-o, dar cântată într-o variantă instrumentală și am auzit-o cântată, mă refer la cei care ați văzut filmul Titanic. Titanic, peste tot timp Titanic care a luat atâtea Oscaruri și la sfârșitul naufragiului, atunci când se scufunda Titanicul, acei patru soliști care cântau la coarde, așa, au cântat o piesă înainte de a se scufunda vasul. Această piesă este și varianta corală pentru voci și am adus-o în repertoriul nostru de astăzi și vom interpreta. Piesa se numește Mai Lângă Pământ și este un imn al navigatorilor.